Guvernul a reglementat joi situația eliberării unei cărți de identitate provizorii până la eliberarea cărții de identitate solicitată ca urmare a schimbării domiciliului sau alte motive admise. Noul an a venit cu noi cărți de identitate. Acestea vor avea dimensiunea unui card bancar și vor conține un chip unde vor fi stocate datele personale ale cetățeanului. Conform unui comunicat al Guvernului, actul normativ vizează totodată debirocratizarea și simplificarea administrativă, astfel că cetățeanul poate solicita adeverință privind istoricul domiciliar de la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor și nu doar de la cel aferent zonei de domiciliu. Noul an a venit cu noi cărți de identitate. Acestea vor avea dimensiunea unui card bancar și vor conține un chip unde vor fi stocate datele personale ale cetățeanului. Printre acestea, numele, fotografia, data nașterii, codul numeric personal, dar și două amprente digitale. Începând cu 1 ianuarie 2024, toți cetățenii români, indiferent de localitatea de domiciliu, vor primi în momentul în care schimbă buletinul noile cărți de identitate electronice. Românii le vor putea folosi atunci când călătoresc, fără să mai aibă nevoie de pașaport în toate țările membre ale Uniunii Europene, dar și în statele care recunosc aceste cărți electronice de identitate. Pe de altă parte, cetățenii români care se tem și refuză să primească noile cărți electronice de identitate vor putea face o cerere în urma căreia vor primi un buletin clasic. Încă din anul 2019, Parlamentul European a cerut României să implementeze și să elibereze noile cărți electronice de identitate. 2 ani mai târziu a fost implementat proiectul la Cluj, iar acum de la 1 ianuarie toți românii vor primi cărți electronice de identitate. Însă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență al Ministerului Afacerilor Interne, nu doar cărțile simple de identitate ce sunt emise până la finalul anului în curs vor putea fi folosite ca document de călătorie în statele Uniunii Europene sau în alte state terțe care le recunosc ca atare, după cum stabilește legislația în vigoare, ci și cărțile de identitate emise după 31 decembrie 2023, atâta timp cât sunt valabile, relatează Antena 3.ro.